Vă salut eu, Standrei Andrei și știu că în mod normal încerc să fac materiale din zona auto care să fie cât mai plăcute de urmărit, dar în același timp și informative, un fel de entertainment combinat cu infotainment, ceva de genul, dar astăzi vreau să fac ceva diferit, nu m-a pus nimeni să fac chestia asta, e din proprie inițiativă după experiențele mele trăite și după dorințele mele, însă am de trimis un mesaj. Și acum nu o să fiu destul de naiv să cred că cineva din grupul Renault sau din afara țării, pentru că Dacia are foarte mulți directori, o să mă asculte mesajul ăsta, așa că vreau să fie adresat. Vreau să fie adresat domnului Mihai Bordeanu, director general Dacia, aici în România. Pentru că am avut câteva experiențe cu Dacia și deși iubesc foarte mult brandul ăsta, sunt și posesor de Dacia Duster și împreună aici pe canal cu echipa mea am adus cumulat, zic eu, un oarecare beneficiu pro bono din dorința personală acestui brand. Avem peste 10 milioane de vizualizări cu materiale Dacia în limba română care au fost urmărite de români. Avem oameni pe stradă care ne opresc sau mai bine zis mă opresc pe mine și zic Andrei, Mă bucur că mai convins să-mi iau un Duster. Andrei, îmi place foarte mult Logan, nu știu cum l-ai prezentat. Mai ai convins, credeam că e o mașină nașpa. Și adevărul e că Dacia chiar face mașini foarte faine, dar managementul Dacia și, poate, uneori și serviciile Dacia sunt destul de rele, care, aș zice eu, lasă de dorit. Și de asta fac asta, de asta vreau să vă transmit un mesaj din experiențe proprii, poate vorbesc aiurea, pentru că e doar viziunea mea, e doar ceea ce am întâlnit eu, însă sunt... Nemulțumiți, profund nemulțumiți să zic așa, de managementul Dacia, de oamenii de la Dacia și de cum se desfășoară anumite lucruri, aș putea zice, pentru că nu există așa mare respect față de clienți, față de cetățeni, față de noi oamenii. În primul rând aș vrea să vă spun că managementul Dacia nu prea iubește Dacia, adică, hai să fim sinceri, uitați-vă la sediul general Dacia în parcare să vedeți, nu toată lumea conduce Dacia și înțeleg, nu e o problemă, nu-i Dacia o mașină de lux. Dar când e ultima dată când voi, cei din management, ați ieșit pe câmp cu un Duster sau când ați făcut naveta ultima dată cu un Logan? Pentru că doar așa vă puteți da seama de ce au nevoie oamenii din această țară, nu? Dacă testați cu adevărat produsele astea. A doua mea reclamație, domnule Mihai, e că nu știți, ca și brand, să comunicați cu audiența voastră din România. Adică directorul de marketing, directorul de comunicare Dacia, nu are Facebook. P cum poți în 2022 să te promovezi, să te marketezi, să vorbești cu oamenii, cu clienții tăi, cu cetățenii țării, dacă nu ai Facebook, dacă nu poți să fii aproape cu ei? Adică ce faci? Știm că Dacia ia reclame din Franța, filmate în Franța și face voiceover, adică e o voce de român peste niște reclame cu niște francezi trase și date și la mine TV. A ta pentru Dacia Duster De la 12.250 euro TV inclus. plus Aia nu-i comunicare, aia e mai mult un fel de minimul efort de a face o formă de comunicare și nu e un lucru bun deloc, pentru că nu poți să fii aproape de oameni așa, nu poți să postezi pe pagina Dacia, care are 3 milioane și ceva de urmăritori, dacă nu 4, poze cu Dacia din undeva de lângă palmieri vrem și noi niște poze mai aproape de români, niște poze cu care să ne identificăm. Și așa ajung la a treia mea problemă cu brandul Dacia și cu cum se fac lucrurile în prezent. Nu sunteți destul de patrioți pentru o firmă cu care am crescut toți, toți am copilărit în Daci și am avut toți o Dacia 1300 sau 1310, brandul ăsta parcă nu se mai știe adresa oamenilor. Adică uitați-vă ce postare au făcut Dacia pe pagina ei de Facebook din 1 decembrie. E o poză, pare luată de pe net, nici nu știm dacă e din România poza asta cu la mulți ani. Adică avem, avem un tip în comentariu care a făcut o poză mult mai bună, cu un, un daster și cu un drapel pe câmp, mai aproape de oameni. A, acum poate ziceți, bine mă, ce tot patriotism, patriotism, că da, ce ai brand internațional, nu ne chestia aia. Dar trebuie să fiți patrioți cu audiența voastră de aici, din țară, să știți să fiți aproape de oamenii ăștia. Pentru că uitați-vă, cei de la Red Bull, care Red Bull e un energizant, care n-are nicio treabă cu România, de 1 decembrie au făcut o postare genială cu un monopost pe Transfăgărășan. What a beautiful day for driving. Patrick, today's track is the Transalpina. It's the highest road in Romania. We're going to get you to Bucharest in no time. Copy that. Give me full power. You won't need it. The drive's quite scenic. Just enjoy it. We'll do. Așa au sărbătorit ei ziua României. Noi nu puteam să facem și noi o ședință foto pe un câmp, că nu ne costa bani, costa doar un pic de efort, să vrem. Plus că sunt o grămadă de probleme, adică ani de zile Dacia Duster era cam printre cele mai scumpe în România. Și înțeleg, sunt motive poate justificate pentru care în România era mai scumpă să-ți o iei chiar dacă aici se fabrica, adică mergeai și o luai din alte țări mai ieftin. Dai că românii se simțeau jigniți, sincer, mi se pare ceva normal, nu? Să-i pui pe ei care să fabrică aici să dea mai mulți bani, chiar dacă e doar câteva sute de euro, e vorba de un principiu. ce nu a comunica cu nimic, nu veni să ne zică, bă, uitați care e faza, bă, nu-i cu rea intenție, bă, noi chiar vrem să vă ajutăm, chiar vrem să vă vindem un produs, să fim aproape de voi. Nu, Nimic, ignoranță totală. Și ultima mea reclamație, cea mai gravă, că a, comunicarea ca și comunicare. Nu suntem aproape de oameni, nu știm să comunicăm, să zicem că e un defect. Ne putem cumva feri de el, dar cel mai important din ce am văzut eu din experiența mea personală, Dacia uneori încă mai funcționează pe nepotism. Deși suntem în 2022. Adică de exemplu eu vreau să mă dau exemplu pe mine pentru că sunt experiențele mele pe care știu sigur că le-am trăit. Am promovat Dacia aici pe canal pe gratis. Am susținut-o, îmi place, iubesc brandul ăsta, îl recomand oamenilor cu bune și cu rele. La câte lansări dace am fost chemat? Zero. La câte evenimente private dace am fost chemat? Zero. La câte, eu mai știu eu, câte mașini am primit-o de la Dacia să fac test drive-uri cu ele? Zero. Toate mașinile au fost împrumutate direct de la oameni. Dacia nu a venit niciodată în susținere să ajute pe cineva care a ajutat și el la rândul lui, pentru că își ajută doar cercul interior, evenimente private se fac, la care sunt invitați doar anumiți oameni, prieteni din interiorul grupului. Eu înțeleg că Dacia poate n are nevoie de marketing, pentru că și aici am o poveste, un an de zile, de am chinuit noi, echipa mea, împreună cu o echipă de la București, să ajungem la Dacia, să le cerem un Duster, să ne-l dea, să facem cu el un pic de off-road. Că am zis, bă, ar fi o promovare bună, Duster-ul pe ofrău să demonstreze românilor că e o mașină capabilă, ar ajutat Dacia, ne-a ajuta și pe noi, ne bucurăm de natură, să fie cumva o simbioză, să fie benefică. Știți care a fost răspunsul după un an de zile după cine am chinuit pe care l-am primit? Răspunsul a fost în felul următor și stați numai așa că mi l-am și notat. Ni s-a spus: "Nene, Duster oricum se vinde. Lumea îl cumpără oricum. Plus că noi nu credem în online." ok, înțeleg, nu credem în online, poate e un management mai bătrân care nu se bagă pe online, dar apoi văd că reclame Dacia există pe online, văd că totuși campanii care nu ajung nu le vede lumea, bani cheltuiți există. Și atunci cum să cheltuie banii aia de marketing? Păi din câte am aflat eu chinuindu-mă un an de zile să ajung la Dacia, să cheltuie în felul următor. Nu contează performanța, dă acolo să fie dat la cine trebuie și merge mai departe. Nu mi se pare în regulă, ar putea fi folosit mai util. După cum spuneam, o postare de 1 decembrie mai bună nu strica nimănui. Ne-am fi bucurat cu toții. Acum, scopul acestui material nu-i să dau eu în imaginea Dacia sau să super pe cineva sau să vă super pe dumneavoastră. Nu, e o modalitate de a încerca să ajung la dumneavoastră, la partea noastră umană și să vă ransez o invitație. Haideți să încercăm să comunicăm mai bine cu oamenii ăștia, pentru că Dacia are o comunitate foarte mare. Toată lumea cunoaște brandul Dacia, doar că România asta e împărțită în două mari bucăți. Sunt mulți care o iubesc și sunt mulți care o urăsc. Iar cei care o urăsc, nu o urăsc din cauza produsului, care ar fi rău, Ce o urăsc exact din anumite motive pe care am încercat și eu să le număr aici. Faptul că Dacia momentan nu comunică încă mai are nepotism, nu e aproape de audiența ei și știu că se poate mai mult, așa că vă lansez o invitație. Când puteți dumneavoastră, ne deplasăm oriunde, haideți să facem un material împreună, să răspundem oamenilor la întrebări și să le arătăm că Dacia poate să fie aproape de oameni și cei care ați urmărit materialul până aici, dacă vreți, în comentarii, puteți să puneți și voi niște întrebări în cazul în care ne întâlnim cu domnul director, pe care să-i le adresăm direct din partea voastră pentru el și să ne răspundă. Eu am fost Andrei, ăsta a fost mesajul meu, vă mulțumesc că ați urmărit până aici. Salut!